Se numește număr compus. Așa. Noi spunem așa. 27. Nu, 23. Cercetăm că dacă... Hai să urmăm. Cercetăm dacă 23 este sau nu număr prim. Să zicem că nu știm. Da. Nu se împarte la 2, nu se împarte la 3, la 3, la 5, la 5. Așa, am epuizat tot. Și acum încercăm să-l împărțim la alte numere prime, ca să vedem dacă el este prim sau nu. La alte numere prime, la... La 2, la 3, la 5, așa. La 2, la 3, la 5, așa, la 7, la 11. La 11. La 17, deci la 23 se împarte. La 23 se împarte, da? Deci dacă el se împarte undeva... Dacă era, el se împarte, dacă una dintre părțile se efectuează exact, la noi nu a fost cazul, atunci numărul nu este prim, este compus. Dacă nicio părțire nu se face exact și la un moment dat obținem câtul cel mult egal cu împărțitorul, atunci conchidem că numărul este prim. Notă. Pentru a evita efectuarea împărțirilor, cel puțin la primii pași, aplicând criteriile de divizibilitate. Da. Da, da, da. Haideți să înțelegem așa. Deci dacă în timpul tatonării constatăm că se face împărțirea exactă, el numărul acela nu mai este prim, ci are o descompunere, ca un produs de alți doi factori. Aha. Da? Deci în momentul în care noi cercetăm pe 247, vă zic eu. 7, da? Pe 247. Dar scrie. Să vedem. Noi nu știm că este prim. Da. Da? În clipa în care... hai să zicem, 11 ori 13. 11 ori 13, ce face? 3. 13. 243, bine? 13, 13, 243. Deci să zicem că cineva ne propune să cercetăm că 243 este, dacă este sau nu prim. Iată cum procedăm. Pentru a vedea dacă 243 este sau nu număr prim, începem. La 2 nu se parte. La 3 nu se parte. Ba da, 2 și 4, 3, 6 și 3. Dar de ce ai zis? Dar nu, 247, nu știu ce a făcut. Ce a fost? 240 și... A zis 13, 11, am venit la mulțime de aici. 13, 13, 3, 4, 200, 143. 143 vrea să dea. Da. Ei, 143, ne propune cineva să-l cercetăm, 143, dar este să mă pe urmă, e acum, că am înțeles care este ideea tot. Și zicem așa, la 2 nu merge, la 3 nu merge, la 5 nu merge. Începem de acum să datunăm, la 9 nu merge, începem să datunăm toate numele prime pe care le știm noi. După ce am văzut la așa, la 7. La 7. La 7 nu merge. Continuăm. Nu. Continuăm la 11. Următorul număr prim este 11. Și împărțirea se face exact. Când ne dă 13 la mulțime. Când se întâmplă așa, în timpul datorării, că se întâmplă în timpul datorării, să avem la un moment dat o împărțire exactă, înseamnă că numărul 143 este compus din, ca un produs de alți doi factori. Da. Este un produs de alți doi factori. Deci este 11 ori 13. Ei, autorul spune așa, arătați că 10 este numai interesant, pentru că fiecare din ei se scrie ca un produs de alți doi factori. Deci divizorul 2 e 2. Are nu? Nu. S-a întâmplat aici ca un produs de 2 factori. E 2 ori 2 și 2 ori 3. Da. Ca un produs de 2 factori. 11 nu este interesant. Că luându-l pe 1 plus 10. 10 e 2 ori 5. Da. Dar 1 nu mai poți spune că este 1 ori 1. Corect. Da? 2 plus 9. 2 plus 9. Nu? 9 este 3 ori 3. Este produs de două numere. Da.
Dar 2 nu mai este produs de două numere. 1 ori 2? 1 ori 2, dar fără 1. 1 este impropriu. Aha. Deci... De la 2 în sus. Deci de la 2 în sus, da? Da. 3 ori 8, 3 și 8. Nu mai sunt interesante 3 și 8. Pentru că nu sunt compuse. 3 nu este ca un produs de doar alte două numere. 3 prim. 8-ul este 2 ori 4. Da, deci ăsta e supărat, nu vrea el. 4 plus 7. 4, 2 ori 2. Dar 7 rămâne prim. 5 și 6, 2 ori 3. Dar 5-ul numere. Deci fiecare din ei să fie produs al altor două numere prime. Altor două numere prime. Asta înseamnă. Asta, numărul este compus. El se compune din produsul a două, vreau să spun autor. Da. Produsul a două numere prime. Să rugăm asta. Definiție. Definiție. Un număr se numește compus, un număr se numește compus dacă este scris ca produsul a două numere prime. Dacă este scris ca produsul a două numere prime. Ca produsul a două numere prime. Și iată, pentru nu egal cu 2, ca autorul merge și analizează, pentru nu egal cu 2K, adică nu împart, 2K ăsta poate fi scris ca fiind 2K minus 4 plus 4. 2K minus 4 plus 4. Care înseamnă egal mai departe cu 2 pe lângă K minus 2, 2 pe lângă K minus 2 plus 4. Și atât pentru N par, totdeauna este scris ca suma a două numere, ca suma a două numere, compuse, pentru că 2 pe lângă K minus 2 este 2 ori ceva. Și 4 ori 2. Și plus 2 ori 2. Deci, iată că este, toate numerele pare, sunt interesante, dar de unde începând? De unde pot să încep de la ca să... Nu, de la 8. De la 4. De ce 4? Dar K-ul ar fi aici, K-ul ar fi 3. 3 minus 2 cât face? Face 1. Și 2 ori 1 nu-mi place. Nu-i interesant. De aceea K-ul trebuie să fie 4. Că 4 minus 2 face 2. 2 ori 2 ca să apară 2 ori 2. Deci asta pentru K mai mare egal decât 4. Pentru K mai mare egal decât 4. În cazul care nu egal cu 2K plus 1, atunci... Da. Atunci, spunem, 2K plus 1 minus 9 plus 9, adunăm și scădem un 9, și devine 2K minus 8, că 1 minus 9 face... E greu să le spui doar acum. Nu știu cum se le spune. 1 minus 9 face 0 plus 1 ceva. Așa. Minus 8 minus 8. Da. Aici cum se le spuneau, ca să fie chestia asta... Ai mai dat o lucru. Păi de asta să nu zic mai stai, dar de ce am avut aici? De ce nu las tot cu 4? Dacă las cu 4, vine 2K plus 1 minus 3. Minus 4 plus 4. Cred că am înțeles. Și minus 3, poftim? Cred că am înțeles de ce. Cred că 4 numai 4 și... Și aici a fost tot atât de dificil de scos pe 2 în factor. Mai merge aici. Doi la distributivitate... Da, și zice, pe olimpiadă și la faza asta i-a trebuit să știi și se da, 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 da. Aici sunt într-o dificultate. De ce am luat pe 4 ca înainte? Pentru că
Cred că 2K plus 1 număr par, număr impar și, și un număr, impar. Un număr impar, scăzut un număr par, face un număr impar. Da. Acela nu reușește să scrie ca fiind un produs. Nu totdeauna numerele impare. El se asigură de 2 ori. Da? De 2 ori ca să scoată un 2 în factor. Deci aici las un pic să vedem cum mă vă explic eu. Plus 9 care înseamnă 3 ori 3. Da. Da. Păi, dacă 2 pe lângă 9 lui tot același număr. Da, tocmai artificiul care îl fac, tocmai merită egalul. Exact. Și aici apare 2 pe lângă K minus 4. 2 pe lângă K minus 4. Nu? La distributivitate aici, vă amintiți că vine așa. Plus 3 ori 3. Și în clipa asta el asigură că e un produs de 2 factori. Da. Și e un produs de 2 factori. Deci, asta înseamnă numere compuse. Deci un număr este compus dacă îl putem vedea, surprinde ca un produs de 2 termene. Ca un produs de 2 termene. Da. Prim. Prim. Prim e... acum... Ia să vedem. Nu totdeauna sunt prim, că uite, 7 minus 4, 3. 8. 8 minus 4, 4. Nu? A, deci nu prim. Deci nu prim. Nu prim. Nu. La rândul, ca un produs de 2 factori. Ca un produs de 2 termeni. Da. A zis prime acolo. Da. Da, prime. Ca un produs de 2 termeni. Da? Când a zis un produs de 2... un produs de 2 factori să fie atât. Fără să fie pretenția să fie prim. Important să fie cu un produs de 2 factori. Adică să ai o descompunere. Exact. Noi spunem așa. Hai să descompunem numărul dat. Îl descompunem. Da. Și a, în momentul în care îl descompunem, găsim scrierea aceea, nu? 16 sau 32. Poate 10, trebuie să luăm. Poftim? Dar una este descompunerea da. Care îți spun eu, care, cu divizorii. A, cu divizorii, ok. Așa. Da. Și alta este cea care o vede, vede autorul. Ați văzut acolo că e și o notă. Pur și simplu, da. Manualul ăsta surprinde prin definiția asta. Cum anume este un număr compus? Da? Un număr este da, compus dacă... Dacă una dintre împărțiți este efectuând exact. A, păi... Atunci nu e prim, e compus. Păi tocmai, tocmai am spus mai devreme. Un număr să zici că este compus dacă îl vedem ca un produs de 2 factori. Ca un produs adică să se facă împărțire exactă. Da. Da? Da. Tocmai asta am și spus. Când am făcut mai înainte, 143... 143 este un număr compus, că e 11 ori 13. Da? Da. Dar poate fi și 11 ori 8. Exact. Și 88. Și 88. 88 este un număr compus, fiindcă este egal cu 8 ori 11. Și este... la 10, la tot acolo, mă duc exemplu, da. 4 plus 6, da, este 4, e un număr compus, 6 e un număr compus. Tocmai, tocmai, asta spun. Deci egal cu 2 ori 2 plus 2 ori 3. Deci, cu adevărat, fiecare în parte, și 4 luat și 6 luat, se scrie ca un produs de 2 factori. Da, mi-a întrebat de ce n-a luat și 2 plus 8. Știți? Mi-a întrebat. Păi 2 ori plus 8 e 2 ori 1. E 2 ori 1, vedeți? Da. 2 ori 1 nu are. Nu e număr compus, dacă e ori 1. Da, ori 1 nu. Nu, nu se ia în față. Deci să fie un produs de 2, de 2 termeni diferiți de, de 1. Da? Că 1 plus 10 nu-i fericită situația. Pentru că dacă pe 1 e prim. Da? Domnul profesor. Da? Deci 1 la 1 nu poți să spui că, ai, că e un produs de 2 factori. Prin el însuși doar 2 ori 2. Da, da, da. Deci când dacă pe 1 e prim? Păi 1, 1 toți, toți termenii... Toți erau pe 1. Da, a, toți celălalt care da. Sigur, nu. Da. Deci nu. Ok. Deci să fie un produs de două numere diferite de 1. De 1, asta. De 1. Da. Un număr, să zice, este compus dacă se strică un produs de două numere diferite de 1. Corect. Da. E, bun, am mai învățat am
întâlnit o chestiune nouă. Aici, dacă stau și analizez acum, este logică partea asta de exprimare, că zice un număr este compus dacă se scrie ca produsul doi al doi termeni. E compus din cei doi termeni, mulțirea celor doi termeni. Încercați ceva acolo, ia să zic că nu. Un număr se cheamă compus dacă se scrie ca produsul doi termeni. 7 ori 6. 42 este un număr compus. Scrie din 7 ori 6. Da? 35 e un număr compus. Că este 7 ori 5. Și mai departe. Deci, ori de câte ori găsim 88 am dat mai de vreme, 8 ori 11. Se cheamă că numere sunt aceste numere compuse. Și 10 este fericit, fiindcă este o sumă de două numere compuse. Iar 11 nu este fericit, că orice am încercat noi în descompunere, 1 plus 10. 1 și 10, 10 este 2 ori 5. Dar 1 nu este un produs de două numere diferite de 1 mulțime. 2 plus 9. 9 este 3 ori 3. Dar 2 nu are, nu e un produs de două numere diferite de 1 mulțime. 3. 3 ori 1, fiindcă el e prim, mai are ca altcineva. El e încurcă. 4 și 7. 7 e prim, e încurcă. 5, număr 5, 6 are, 2 ori 3. Da. Da? Deci asta ar fi fost ideea. Da. Facem finalul. Vedem ce am făcut. Am făcut numere prime, numere compuse. Și la ei am făcut fracții exponentale. Exact. Fracții și cât la sută, nu cât la sută. 5, de exemplu, 5 decimetri într-un metru. Multipli și submultipli metrului. Da. Deci, multipli și submultipli. Apoi, am făcut fracții unitare. Fracția unui număr. Nu, fracții, sau cum am făcut, și peretele. Cât trebuie este 5 din... Într-un metru. Da. Fracția unui număr. Fracția unui număr. Da. Și fracții unitare. Fracții unitare. Da. Numele compuse, numele prime. Unitare. Și numele compuse. Numele prime. Așa. Cam asta. Cam asta. Da. La revedere! La revedere! Pe data viitoare!